vinete cu parmezan la cuptor, o rețetă perfectă pentru caserola de serviciu. Vom folosi vinete, mozzarella și parmezan, usturoi, ceapă albă, pasata de roșii, busuioc proaspăt, ulei de măsline și sare. Toate cantitățile le găsiți în linkul din descriere. Începem prin a tăia vinetele pe lung sau rondele, după preferințe, și le așezăm într-o sită. Le sărăm pe fiecare și le lăsăm deoparte 30 de minute să se scurgă din lichid. Între timp, noi pregătim sosul de roșii pe care îl vom folosi la asamblare. Astfel, ceapa și usturoiul, ambele tocate mărunt, le călim câteva minute în ulei de măsline. Apoi adăugăm pasata de roșii, amestecăm și lăsăm sosul să fiarbă 20-25 de minute până se îngroașă. La final, adăugăm busuioc tocat mărunt. Sosul nostru este gata! Ne întoarcem la vinete. Le tamponăm pe fiecare cu un prosop de bucătărie absorbant, apoi le așezăm pe un prosop curat. Prăjim fiecare felie de vinete pe o tigaie grill sau într-o tigaie normală, care în prealabil a fost unsă cu puțin ulei. Vinetele pot fi prăjite și în baie de ulei, însă eu am preferat o variantă puțin mai lejeră. Scoatem vinetele pe un platou de lemn și le ținem deoparte. Haideți să asamblăm mâncarea, pentru că deja ni s-a făcut foame, nu-i așa? Totul este foarte simplu. Practic, vom alterna straturi de vinete, sos de roșii, mozzarella, parmezan. Avem grijă ca stratul final, stratul de deasupra, să fie unul de prânzeturi, pentru ca acestea să se poată topi și rumeni foarte frumos în timpul coacerii. Vinetele cu parmezan se coc 30 de minute la 180 de grade. Servim cu parmezan răzuit pe deasupra. Poftă bună și spor în toate!